Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem o dulceață de caise cu bucăți de fruct și sirop legat ca mierea. Și o să avem nevoie de 500 de grame de caise fără sâmburi, 350 de grame de zahăr și o jumătate de lămâie. Această rețetă este veche, de familie, o facem din totdeauna. Acum să vedem cum preparăm dulceața de caise. Am ales caise mai tari, nu foarte coapte. Le-am spălat și le-am scos sâmburii. Apoi am cântărit caisele și o să avem nevoie de 500 de grame de caise fără sâmburi. Cântărim și zahărul și ne pregătim și o jumătate de lămâie. Acum o să punem caisele într-o uliță. Peste ele o să punem zahărul. O să stoarcem și jumătatea de lămâie, tot sucul și o să tăiem și restul de lămâie bucățele. O să amestecăm, apoi acoperim ulița noastră și o să lăsăm până își lasă zeamă. Odată ce fructele și-au lăsat zeama, o să punem oala noastră pe foc și în momentul când începe să fiarbă, o să lăsăm focul la mic și o să amestecăm din când în când cu o lingură de lemn ca să nu strivim fructele. Dacă doriți, puteți scoate spuma, eu nu am scos-o. Apoi, încet, încet, siropul o să înceapă să se lege. Și o să facem proba picăturii. Dacă picătura se leagă, atunci dulceața noastră este gata. Eu pun fierbinte în borcanele. Din această compoziție mi-au ieșit două borcanele de 300 de grame. Închidem cu capac hermetic și o să le întoarcem cu gura în jos și le lăsăm până se răcesc. Dulceața de caise este groasă, legată și plină de bucăți de fructe și are o culoare deschisă. Acum dulceața noastră poate merge în cămară și poate fi folosită la prăjituri, la torturi, unsă pe pâine și mâncată cu o cană de ceai. Eu vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și că ați urmărit acest video. Vă doresc numai bine și vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!